Echipați și pregătiți pentru sărbătoare, 31 de noi agenți de poliție au depus astăzi jurământul la sediul Inspectoratului Județean de Poliție Giurgiu, după promovarea cursurilor organizate de Poliția Română. Jurământul de credință, veți repeta după mine, jurământul. Eu! Agent de poliție Călina Cornel Viorel. Agent de poliție Căpățânan Cicel. Agent șef adjunct de poliție Cocoș Ionel. Agent de poliție Codin Florinica. Agent de poliție Cristescu Doru Gabriel. Jur să respect Constituția. Jur să respect Constituția. Drepturile și libertățile fundamentale ale omului. Drepturile și libertățile fundamentale ale omului. Să aplic în mod corect și fără părtinire legile țării. Să aplic în mod corect și fără părtinire legile țării. Să-mi îndeplinesc cu răspundere și bună credință. Să-mi îndeplinesc cu răspundere și bună credință. Îndatoririle ce îmi revin potrivit funcției. Îndatoririle ce îmi revin potrivit funcției. Și să păstrez secretul profesional. Și să păstrez secretul profesional. La eveniment au participat șefi de servicii din cadrul Inspectoratului Poliției Județene Giurgiu, dar și părinții și rudele apropiate ale noilor agenți de poliție care vor lucra în structura de ordine publică pe raza județului dunărean. Majoritatea celor care au depus astăzi jurământul sunt absolvenți de studii superioare, ne-a precizat șeful Inspectoratului Județean de Poliție Giurgiu Vasile Tache, dar acest lucru nu i-a scutit pe noi agenți de emoții la festivitatea de astăzi. M-am simțit ca în prima zi de școală, este o zi de referință în viața mea, o zi simbolică, știu că de acum încolo restul vieții mele îl voi dedica poliției, serviciului polițienesc. Foarte emoționat am fost. Pregătirea profesională, mai preciza Vasile Tache, reprezintă cea mai importantă prioritate pentru agenții deveniți de astăzi, angajați din surse externe a Inspectoratului Județean de Poliție Giurgiu. Primul pas, începând de astăzi, pentru dumneavoastră, care trebuie să constituie cea mai importantă, dacă vreți, prioritate, o reprezintă pregătirea profesională. Veți merge astăzi la posturile de poliție și veți lua la cunoștință și veți cunoaște colegii. Prin venirea noilor agenți de poliție în cadrul Inspectoratului Județean se acoperă o parte din deficitul de personal al instituției, dar în perioada ce urmează sunt prevăzute alte proiecte de încadrare, a precizat șeful Inspectoratului Județean de Poliție, Vasile Tache. Șeful IJP Giurgiu a mai precizat că sunt speranțe ca la sfârșitul lunii octombrie să se realizeze un echilibru al balanței resurselor umane.